Talentatul interpret, compozitor, inclusiv al festivalului Eurovision, producător, autor a peste 800 de lucrări de genuri și stiluri diferite, dublu laureat Grammy Brandon Stone, care a concertat la Baku la Festivalul Internațional de Muzică Dream Fest, a acordat un interviu exclusiv jurnalistei noastre, Ecaterina Arnaut. Maestria înaltă, profunzimea emoțională și sinceritatea interpretării, gama largă a vocii și farmecul romantic l-au ajutat pe Brandon Stone să devină popular în multe țări din Europa, America și spațiul post-sovietic. Brandon cântă în rusă, engleză, germană, spaniolă, franceză, ebraică, georgiană și alte peste 20 de limbi. Pe scenele festivalului Dream Fest de la Baku, el a interpretat compozițiile îndrăgite de ascultători Aperol, Chimie, Pentru Dragoste, Îndrăgostește-te de tine, Tata, precum și un potpuriu de cântece în rusă și engleză. Nu, я практически все дни пою, и мне очень приятно. Eu practic cânt în toate zilele. Sunt trei scene. Pe cea principală am evoluat în a doua zi a festivalului și sunt scene mici prin părți. Aproape în fiecare zi am interpretat pe diferite scene și cel mai interesant lucru este că am crezut că voi cânta unul sau două cântece, dar am câte șapte în fiecare zi, cânt practic câte jumătate de oră. Este foarte plăcut. Visul cel mare al lui Brandon Stone s-a împlinit la acest festival. I-a cunoscut pe frații lui Michael Jackson din trupa Jackson 5. Ieri s-a împlinit visul meu, i-am atins și chiar am plâns de plăcere. Frații Jackson s-au apropiat de mine, ei de mine, nu eu m-am apropiat de ei. Aș fi vrut eu să-i abordez. M-au văzut, tocmai coboram de pe scenă, când colo, în fața mea, frații Jackson. Am crescut cu muzica lui Michael, am ascultat mereu Jackson 5 și pe Michael. Brandon Stone a mers pe covorul roșu al festivalului împreună cu soția sa Natalia, fiica Louise și fiul Daniel și ne-a împărtășit secretul unei relații fericite. Главный секрет не надоедать друг другу много лет. Secretul principal este să nu plictisim unul pe altul mulți ani, nu? După posibilitate. Nu prea sunt acasă. Nu plictisim unul pe altul, dar avem încredere unul în celălalt. Asta este cel mai important. Dar și bărbatul să cedeze femeii. Eu permanent îi cedez în orice. Acesta este probabil sensul unei relații bune. Un bărbat care iubește trebuie să cedeze întotdeauna. Мужчина, который любит, должен всегда уступать. Interpretul a recunoscut că iubește foarte mult Moldova și ar veni cu plăcere cu un concert. El a menționat că foarte curând va avea două evenimente semnificative și mult așteptate, la care a invitat și echipa noastră de filmare. Un concert mare și un adevărat spectacol la Moscova și un concert solo la Baku, care cu siguranță nu vor fi uitate. Voi fi foarte bucuros dacă veți putea veni la Moscova în 26 octombrie, la cel mai mare concert al meu solo pe care l-am avut vreodată, cu 5.000 de persoane în sala Moscova. Va fi foarte tare, mulți invitați, spectacol mare, voi fi bucuros. Dacă nu veți putea veni, atunci vă aștept la concertul solo din Baku în 8 decembrie.